Suntem tot pe 7 aprilie 2024 și continui cu diferite lucrări în stupină în acest an. Aici am o colonie care a iernat foarte amărât, dar m-a surprins un pic. Acum să văd dacă și mă surprinde mai departe. Să văd cum arată. Să văd dacă ne mai surprinde un pic. A iernat în două rame. La mine iernările astea în două rame sunt un pic așa obișnuință. Mi-au plăcut mereu. Așa m-am obișnuit eu câțiva ani de zile. A surprinde și acum, e foarte frumos. Deci, ăsta îmi dă o satisfacție atât de mare că e foarte, foarte frumos. Adică, i-ați văzut pe ea care am extins în 9 rame, așa s-au făcut mari, dar ăsta care a iernat în 2 rame, i-am pus 2 rame data trecută, s-a dus în 4, și acum mergem în 6, la cum îl văd eu, e foarte, foarte fain. E și păcat, adică o să te bucuri de astfel de colonii. Hai să mergem. De aceea vă zic, nu vă descurajați când aveți colonii mici. Țineți-i strâns, că ei odată porniți, au trecut de iarnă. Sunt vii, totul e în regulă, dar când pornește ca o rachetă, ca din pușcă pleacă, așa, pac! Ia să văd dacă mai am o ramă cu miere aici pentru el. Bun. Chiar două rame cu mâncare. E foarte importantă mâncarea, deci indiferent de mărime, care este, cum se zice, dacă colonia este rachetă, ăsta este combustibilul de rachetă. Combustibilul de rachetă, fiindcă e mult mai ușor să ia mierea de după diafragmă decât să meargă să-și adune. Și stimulul de creștere al albinei este foarte, foarte mare. Adică are o plăcere de a crește puiet. E în regulă. Nu e chiar așa cum mă gândeam eu să-l mai extind, nu. Dar arată bine. Ia să văd. Aceasta a fost o ramă pusă ultima dată și a venit mătcuța și a pus puiet aici. Au aci aici. Foarte fain. A venit până aici. Acum să văd, trebuie să mă uit pe fiecare ramă să-mi dau seama ce să-i fac. Dacă mă risc să-l extind, dar nu cu două rame. O ramă, să-i mai dau o ramă. Iată cum pontează o astfel de mătcuță. Pontează linear, adică cap în cap. Și prostia asta cu reclama la turcă. Cea mai bună turtă e miereată, asta se știe, dar nu poți să spui că o turtă e super. Încă n-am găsit așa ceva, o turtă super, nu, este, turta va rămâne tot timpul un ajutor. Iată, ce frumos, ăsta-i fain de tot, o matcă superbă. Dacă aș compara pe ăla cu 10 rame, ăla cu 9 rame, ăla cu 7 rame,
nu e diferență la calitatea puietului. Acum nu știu dacă s-a văzut că eu stau aici și mă minunez de el așa mai variat, acum să se vadă mai bine. Și avem o mască neagră cu un pic de marou. Acestea, le zic eu carnica, e o carnica, o caucaziană sau ce mai contează, o foarte fain. Și să mă uit un pic și pe ultima ramă care i-am adăugat-o. Mătcuța a venit și a pontat și aici. Acum, fiindcă această ramă este, să vă arăt că nu este mieră. Deci de ce este important? Am venit aici cu două plăci cu miere. Deci miere nu. Aici un pic pe colțuri. E la limită cu mâncarea, deci nu poți să-l lași așa. Bine. Deci ce o să-i fac? Îi adaug o ramă aici pentru spațiu. Acel puiet o să iasă, o să mănânce foarte, foarte mult. Așa. Trec mai departe. Să vă arăt rama cu mâncare. Această ramă e cu mâncare, mieră, miere în general. Și aceasta îi extinde o cuibu, fiindcă ea, această ramă se comportă și ca un, ca și o diafragmă. Și o să pot să îi adaug aici. Așa. Strâng cuibul, strâng ramele, nu băgăm în seamă la astfel de colonii, a făcut el un pic de ceară aici, nu, e ceva albină tânără ce a eclozat și, na, ca și matca, albina tânără de pun, ăsta crește ceară, matca depune ouă. Nu voi băga în seamă acele rame. Bine, ce avem aici? Mâncare. Mâncare pentru această colonie. Și peste 10 zile va da apă din afară. Atunci vin cu ramă goală. O ramă goală aici și încă una aici, probabil încă una aici. Va fi, e spectacol astfel de colonii. Așa, descăpăcim și dăm mâncare. Da, este un pic de efort pentru a-i face măricei. Dar să zici că singur din natură o astfel de colonie se face mare, e un pic complicat. Și da, într-adevăr, dacă nu ai miere, vii cu glucidică. Eu acum aș da glucidică, nu proteică, fiindcă, adică hrană glucidică, fiindcă proteină își aduce, are polen, își aduce polen destul. Dar stă prost cu hrana glucidică. Și dau această ramă, 2-3 kg de miere aici. Bine, și mai am aici una pregătită și când se termină, mai aducem de la rezervă. Aceasta este o colonie care se bucură. Astfel de colonii te bucuri foarte, foarte tare. Când reușești să-i faci mari. Așa. Vedem și aici.
îi acoperim bine, ținem regimul termic, trebuie să fie la 35 de grade. Și ne bucurăm de ei. Cam atâta. Până data viitoare, numai bine!